istoric, critic de artă, profesor, cărturar erudit, colecționar împătimit, la 138 de ani de la naștere, academicianul George Oprescu a fost evocat și omagiat în aula Academiei Române. George Oprescu, membru al Academiei Române încă din 1948, a fost unul dintre cei oameni rari, creator deopotrivă de valori intelectuale și de instituții. A fost un mare intelectual, un rafinat iubitor de artă, un făuritor de școală în domeniul istoriei artei, inițiator de proiecte muzeale, colecționar, critic de artă. A trăit într-o generație în care mari intelectuali se bucurau de un prestigiu în această țară. Astăzi trăim într-o societate dinamică în care schimbările se petrec mult mai repede decât în epocile anterioare. Sociologii calculează că schimbările din ultimii 10 ani echivalează ca număr cu schimbările din ultima 100 de ani. Aceste permanente înnoiri, unele justificate pe deplin, altele făcute doar din pricina modei, comodității și spiritului de imitație, au alterat, din păcate, statutul binefăcătorului, al protectorului, al donatorului și al mecenatului de odinioară. Acum mulți preferă termenul de sponsor, un anglicism devenit panaceu, dar care nu acoperă toată bogăția și varietatea oamenilor de bine din epoca noastră și din epocile revolute. George Oprescu a fost un mecenat și un donator din acea stirpe rară a iubitorilor de frumos, convinși că educația estetică face parte din datoria vieții noastre de intelectual. Cum știți, în anul 1962, cu 7 ani înainte de moartea protagonistului nostru, casa și colecția Oprescu au fost deschise publicului și tot în acel an ele au fost donate Academiei Române. E o zestre impresionantă. 250 de tablouri, 8700 de gravuri, peste 1400 de desene, 50 de sculpturi, covoare orientale și scoarțe țărănești, piese de ceramică și aproximativ 1000 de stampe japoneze. Aceste valori au fost accesibile publicului până în anul 1978, când Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie a impus Academiei să accepte transferul casei și colecției, ceea ce n-a fost de bun augur. După cutremur, Coana Leana a voit să facă o modificare radicală, ea era totalmente aculturală și voia să dispară orice urmă care, cum a fost și legea patrimoniului de altfel, 1974, legea numărul 73 pe 1974, ca să se vadă care e potențialul valoric al țării prin colecții particulare, într-un anumit caz, să pună mâna pe ele, să le vândă, să eu știu ce să fac. În 1980, apoi obiectele au fost transferate către recentul înființat Muzeu al Colecțiilor de Artă, iar casa, contrar dorinței testatorului, a fost redusă la statutul de locuință particulară. Donația profesorului Oprescu, recuperată în urma unor anevoioase litigi în instanță, a reintrat în circuit public, iar casa revine de azi la funcțiunea sa inițială de spațiu muzeal,
după ce Academia Română cu greu a întreprins un proces de refacere, de restaurare, de reintroducere a acestui spațiu în menirea lui inițială. Am încercat să reamenajăm spațiu în așa fel încât să poată fi folosit. Am respectat în cea mai mare parte exact structura acestui apartament, deși ne-a preocupat să-l facem mult mai eficient din punct de vedere al utilizării acestor spații. Am reușit să-l facem cu resurse proprii, categoric a fost un efort foarte mare, dar în momentul de față noi credem că este un spațiu onorabil. Această casă are o anumită valoare simbolică, pentru că de fapt reprezintă pe marele istoric și critic de artă Oprescu, Gheorghe Oprescu. O personalitate cu totul deosebită, personalitate care avea nu numai o faimă și o valoare românească, ci o valoare europeană. Orice obiectiv din asta impune o abordare complexă și generoasă, adică să nu-ți imaginezi că știi tot ca persoană, indiferent cine ești. Trebuie să ai capacitatea să armonizezi punctele de vedere, să discuți, să lași loc dialogului, ca să ajungi la soluții. Grafica și pictura, dar nu numai aceasta, românească și europeană, au îmbogățit această casă și totul făcut cu foarte multă pricepere și cu foarte multă intuiție artistică. Profesorul era și un intuitiv, nu numai un cunoscător, și rezultatul este acest muzeu pe care Academia îl are acum și care a fost donat de profesor în diferite etape. Institutul de Istoria Artei, care poartă numele întemeietorului său, cel care i-a modelat hotărător destinele, a oferit consultanță pentru reabilitarea și restaurarea acestui muzeu. Cele câteva rânduri ale mele stau sub titlul George Oprescu în amintirea mea. Când i-am fost prezentat de către Maria Ana Muzicescu, o mare doamnă în istoriografie noastră de artă, eu aveam 24 de ani. Proaspăt licențiat al Facultății de Istorie, pe care o traversasem cu mari profesori și indicibile și cale, iar el împlinea 82 de ani. Venerabil întrumător al unui institut în care, sub oblăduirea sa prietenească și discretă, mi-am început cariera științifică. Ne aflam cu toții într-un scurt, dar mult așteptat, moment de liberalizare a regimului totalitar, într-o relaxare politico-ideologică de care a profitat și acest mult respectat membru al Academiei. Academie în care fusese ales corespondent cu un an înainte ca eu să mă nasc și era titular de la Marea și Dramatica Reformă din 1948. Dar era o relaxare de care am profitat cu toții, adunați de Oprescu într-o colectivitate intelectuală plină de inteligențe și de erudiții, de la incomparabilul Ion Fruzeti, la savantul Emil Lăzărescu ieșit din pușcăriile comuniste, de la rafinata Teodora Voinescu, abia eliberată după un proces politic, la Harry Brauner, care împărtășise aceeași soartă. Pe toți, George Oprescu i-a ofertit cu simpatie și cu fermitate, autoritățile trebuind să țină seama de dorințele, care nu erau niciodată personale, și de exigențele celui mai important donator român în câmpul artei. În lungile timpuri de preumplare în grădină botanică sau de conversații în birourile sale din cele două sedii succesive ale Institutului, aflate la cele două extremități ale Căii Victoriei, George Oprescu,
care m-a onorat cu o simpatie pe care mă străduiam să o merit, mi-a istorisit și prizonieratul său în Bulgaria în primul război, ca profesor de liceu Tudor Severin, și momentul crucial de după 1919 alături de Vasile Pârvan, și relațiile sale cu grupul medico-artistic din jurul lui Ion Cantacuzino, și cele cu Henri Fossinu și cu familia celebrului istoric de artă, cu fiica acestuia, Elen, cea care m-a introdus la soțul său, atât de specialul, inconfundabilul Iorghis Baltrușaitis, și prietenia sa de decenii cu lui Iotcă, istoricul arhitecturii, locatar al Palatului Institutului Franței, de al cărui patronajul minat m-a bucurat grație tocmai recomandării profesorului, în sfârșit, înainte de toate, de momentele care alcătuiau reverența de Oprescu față de urieșenia numită Nicolae Iorghe. Chiar și atunci când nu iubea pe cineva, chiar când acest cineva era o personalitate a muzeului, a universității sau a academiei, de la, spre pildă, Alexandru Țigara, Samărcaș, la Virgil Bătășanu și Emil Condurache, discursul său nu era ofensator. Ca și atunci când la telefon se adresa unui prim-ministru al vremii, care îi era simpatic, dar îl vedea înconjurat de, expresis verbis, idioți. Lui George Oprescu, într-un fel magistru meu, de acum mai bine de o jumătate de veac, îi păstrez amintirea unui cărturat român și european, care, dacă sunt vremuri complicate, a știut să clădească instituții, să o clădească oameni, să adune frumuseți și să le dărească poporului său în care a crezut și pe care l-a îndrăgit. George Oprescu, profesor de franțuzească, încerca să ironizeze Țigara Samărcaș, critic și istoric de artă, muzeograf, diplomat cultural, colecționar și conesor. Un om care călătorise prin Europa, care avea un muzeu imaginar vast, datorită vizitelor pe care le făcuse la marile galerii ale lumii, și care a putut să își închege o colecție care să reprezinte în nuce un muzeu de mare talie. Un muzeu în care să se întâlnească estul cu vestul, în care să fie reprezentată în egală măsură arta românească, cea tradițională, cea modernă și contemporană, cu arta islamică, cu arta extrem-orientală, cu arta europeană de la Renașterea târzie până la secolul al XIX-lea. Așa cum am spus, el văzuse multe muzee. Era obișnuit cu expunerea de secolul XIX, în care salonul oficial de la Paris și muzeele particulare, Louvre-ul, muzeul public, erau tixite de tablouri care se urcau până sub cornișe. Lucru pe care l-a căutat și el în spațiul destul de redus al vinișoarei sale din Săra Dr. Tuine, numărul 16. Pasiunile sale artistice se regăsesc cu mare atenție în această colecție. Cam toți artiștii de care s-au ocupat, cărora le-a scris monografii sau sintezele pe care le-a elaborat, sunt reprezentate în colecția pe care a făcut-o. Colecția era pentru el, în primul rând, un spațiu de studiu. Nu era o valoare pe care încerca să o asigure la bătrânețe prin ceea ce a fi însemnat acoperirea pecuniară. Era un spațiu de studiu, era un spațiu de visare și de inspirație. Icoanele pe lemn, românești și rusești, ceramica românească, să nu uităm că
la începuturile sale, el a scris un foarte pertinent studiu despre arta țărănească românească, publicat în franțuzește și în englezește și difuzat în lumea largă. Ceramică de Baia Mare, ceramică de cutii, ceramică de saschizi, de drăgușeni, lucruri de mare, mare valoare și de o foarte interesantă calitate artistică, care mergeau foarte bine în interiorul eminamente european pe care și-l creează. Donația profesorului Oprescu, recuperată în urma unor lungi litigii în instanță, reintră în circuit public, iar casa redevine spațiu muzeal după un îndelung proces de restaurare întreprins de Academia Română. A fost un exercițiu de forță să refacem această colecție, acest aranjament, pornind de la cele câteva foarte puține fotografii care există. Eu, încercând să fiu un perfecționist, doream să fie exact în locul în care au fost piesele și în mare parte am reușit, dar după aceea a fost un puzzle. Și a trebuit să ne inserăm în pielea profesorului, cam cum ar fi putut el să vadă acest aranjament dacă ar fi fost reluat. Am spus, spiritul de secolul XIX l-a stăpânit pe profesorul Oprescu atunci când și-a constituit colecția și mai ales ideea asta de a pune până în tavan lucrările. Volumul Tezaur Academiei Române, care primul capitol este dedicat colecției Oprescu. Domnul academician George Oprescu nu a fost doar un mare istoric de artă, nu a fost doar un mare colecționar, a fost un om care și-a apărat semenii într-o perioadă grea din istoria României, tocmai făcând acest institut de istoria artei, care astăzi îi poartă numele, prin testamentul pe care l-a lăsat și prin toată această colecție minunată, aceste bogății. Dumnealui a vrut să ne arate cum era și cum a fost o zi, poate, păstrată în timp din viața unui colecționar. De aceea a fost dorința dumnealui ca totul să rămână în aceeași poziție ca la moartea domniei sale. Și oamenii să se bucure. Și oamenii să se bucure, să învețe ceva din acest lucru, să învețe să valorizeze istoria țărilor, să valorizeze nu doar istoria țărilor, ci tot acest conglomerat de identități. Dumnealui a fost un mare iubitor de artă populară românească. Printre lucrările mari ale domniei sale este o lucrare dedicată lui Grigorescu, o alta dedicată lui Lucian. Suntem mult mai bogați astăzi pentru că am reușit să le aducem aici, după o perioadă, să spunem, tristă, neagră din istoria României, pentru că ele, multe dintre ele, nu au văzut niciodată lumina expoziției. Colegii mei din conducerea Academiei, de ani și ani de zile, se străduiesc să redeschid acest focal de cultură. Și sunt valori deosebite, pe cum toată lumea observă, valori care trebuie să intre într-un circuit mai amplu. Clădirea nu este plasată într-un loc de mare fluență a publicului bucureștean și din cauza asta trebuie acționat pentru promovarea lor, adică să fie publicat un catalog care se găsească în librării, care se găsească eventual la alte muzei care sunt mai centrale. Însă este remarcabil faptul că un intelectual de seamă și-a găsit resurse ca să adune lucrurile astea. Și eu mă gândesc că poate ar fi un exemplu pentru cei care după Revoluție au suficiente resurse să purceadă și domniile lor la astfel de adunare, de colectare a puterea exemplului. Pe lângă resursele financiare, însă mai e nevoie de o educație și de gust artistic, care nu toți. Banii, de multe ori, îi obții mai ușor decât o cultură. Însă nu trebuie să disperăm.
totuși. Mai sunt valori disipate, sunt anticariate care multe ori mai au niște lucruri, nu la niște prețuri exorbitante. Dar pentru asta trebuie să fie și determinare. Gustul artistic trebuie educat. Trebuie asta. Și e păcat că dacă acest așezământ de culturi va rămâne fără reverberații. Cu părere de rău, trebuie să vă spun că în ultimile luni, ajungând la Muzeul Național, care e exact în centru, Muzeul Național de Artă și Muzeul Colecțiilor, pe culoarele, pe sălile de acolo, foarte puțin vizitatori. Publicul nostru nu are o elevație deosebită. Mai mulți străini, și aici ar trebui în mijloacele de mass media să facă să încerce să fie o educație în sensul ăsta. Este un mare eveniment, nu numai pentru mine, este pentru cultura românească, în primul rând, pentru Academia Română, că, în sfârșit, colecția Oprescu se întoarce în casa ei. Trebuie să respectăm cu sfințenie, cu strictețe, testamentele donatorilor Academiei și nu numai ale Academiei, donatorilor în general. Dacă el cere ca această colecție să rămână neatinsă în casa lui, atunci așa trebuia să fie. Dar cum am trecut, cum oamenii sunt sub vremuri și nu vremurile așa, am reușit să o restituim publicului, să o reconstituim și n-a fost deloc o treabă ușoară, pentru că am avut de a face cu niște schimbări radicale în această casă. Locatarii vremelnici au introdus pereți, au dărâmat alți pereți, deci a apărut o cu tot o altă configurație a zidurilor și a trebuit să ne pliem pe ea. În locul unde stăm se afla o bibliotecă care acoperea tot peretele. N-am mai putut să mai intre și atunci a trebuit să renunțăm la un corp al acestei biblioteci, să ne punem altceva. Cum putem să-i facem pe oameni să vină să vadă această bijuterie? În primul rând trebuie o promovare foarte insistentă prin toate mijloacele media, televiziune, mici site-uri pe internet, Facebook. Eu sunt dușmanul Facebook-ului personal, dar îl susțin pentru cauze nobile ca aceasta a promovării muzeului. Presa scrisă, atât cât mai este. Poate să fie hebdomadar cultural, poate să fie presă cotidiană, dar e foarte important notițe, care să apară periodic, la câteva săptămâni, la o lună, Casa Muzeu George Oprescu, strada Cluyne, Dr. Cluyne numărul 16, cu orarul respectiv. Mai mult de atât, am propus să fie deschisă și lunea, pentru că în strategia muzeistică, lunea toate muzeele sunt închise, așa că un grup de turiști care ajunge duminica seara în București și n-au decât o singură zi la dispoziție ca să viziteze ceva, să poată să vină la Casa Oprescu și să aibă un muzeu in nuce, care ar putea să-și imagineze, dacă nu-l văd, pe cel la Galeria Națională, la Muzeul Național de Artă al României.